Bună ziua! Cunoaștem din ce ai văzut, apropo de partea asta de comunicare, realitatea așa cum este ea, sau putem să ne întrebăm că e din nou o chestiune ușor coafată? Îmi cer scuze, s-a întrerupt la un moment dat. Am auzit doar ultima parte, o chestiune ușor coafată. Realitatea e destul de cruntă și va deveni și mai vizibil. Că ne confruntăm cu o problemă așa cum nu am mai văzut, nu am mai experimentat aici în România, iar pregătirea sistemului medical și pregătirea noastră ca societate lasă de dorit. Cred că sunt două planuri aici. Odată este ceea ce putem să facem fiecare dintre noi și această distanțare socială, această păstrare strictă, respectare strictă a regulilor comunicate de autorități. Care da, sunt dar nu ne place asta, Vlad. Hai să o vorbim și pe asta, că dăm vina tot timpul pe autorități. Faptul că stăm în casă sau nu stăm în casă e o alegere personală. Adică e o chestiune dacă vezi și dacă tu găsești că e firesc să te duci la terasă sau la mall ca să-ți cumperi de mâncare, înseamnă că atâta poți. Păi haideți să spunem așa. Viața părinților și a bunicilor noștri, ai fiecăruia dintre noi, depinde de ceea ce facem noi. Și de data asta nu mai depinde numai de ce facem noi pentru cei din familie, ci dacă vecinul meu sau un om pe care la un moment dat îl întâlnesc nu a respectat aceste reguli și eu nu respect regulile de distanțare față de acest vecin, un prieten, un oarecare, cineva care chiar nu are simptome, asta s-ar putea să coste viața părinților sau bunicilor mei. Așa de dure sunt lucrurile și cred că trebuie să le numim așa. În zilele trecute, atunci când am vorbit despre asta, mi s-a spus de multe ori, am văzut în comentarii, să nu aducem panică. Cred că panica nu e bună, dar responsabilitatea și spunerea lucrurilor pe nume este absolut necesară în momentul ăsta. Iar lucrurile nu arată bine, nu arată încurajator. Virusul nu poate fi oprit, dar poate fi încetinit. Și diferența dintre 1000 de bolnavi și 10.000 de bolnavi, în același timp care au nevoie de terapie intensivă, este pentru 9.000 dintre ei, dacă vreți, diferența între viață și moarte. Ca să explicăm, să înțeleagă cei de acasă, dacă noi acum reușim să o ținem la acest nivel, relativ în regulă, avem speranța că vor muri mai puțin, pentru că moartea, să spunem, apare, cel puțin din ce am observat din experiența Italia și Spania, în momentul în care sistemul sanitar este colapsat și se alege între un tânăr și un bătrân, pe cine intubezi, pe cine ventilezi mecanic. Cam aici se face diferența între o țară care a luat niște măsuri și una care n-a luat niște măsuri. Cam așa o văd. Poate greșesc, dar așa pare de la momentul acesta în care încă lucrurile sunt într-o zonă mai puțin de răspândire comunitară, că de fapt noi asta încercăm să evităm, nu, Vlad? Da. Dar să spunem și mai pe șleau, nu putem opri virusul. Corect. Nu se pune problema că suntem acum într-o situație mai bună decât Italia. Singurul motiv pentru care suntem într-o situație mai bună decât Italia este că acolo a venit virusul mai întâi. Virusul este în România, sunt sute de cazuri în România, nu vom putea opri complet extinderea acestui virus. Ce putem face este să încetinim. Aș vrea să, nu știu dacă ați văzut, dacă ați difuzat imaginile din spitale, de la Bergamo, de exemplu. Da, chiar ieri. Chiar putem să-i rog pe colegi să le readucă, să le mai vedem o dată. Cred că e bine, sunt imagini dure, dar cred că e bine să le vedem acum ca să știm cu ce ne confruntăm. Când vorbim de Italia, ar trebui să ne uităm unde a lovit cel mai puternic această criză. A lovit în Lombardia, care este cea mai bogată regiune a Italiei. De asemenea, este regiunea care are nu numai echipamente, nu numai spitale noi, moderne, dar are și una dintre cele mai bune școli de terapie intensivă. Haideți să comparăm. Resursele de care dispuneau ei și cele de care dispunem noi sunt o zecime din ceea ce au italienii acolo, iar extinderea virusului nu ține cont nici de naționalitate, nici de pământurile noastre frumoase de aici, nici de nimic altceva. Virusul se va extinde, vom avea un număr foarte mare de bolnavi care vor trebui să fie tratați. În condițiile astea putem să criticăm autoritățile și, din păcate, sunt destule lucruri pe care ar putea să le facă mult mai bine, de la protejarea
personalului medical ar trebui să fie prioritate zero, este singura resursă care nu este regenerabilă. Deci cinic vorbind, dacă vreți, e pur și simplu, chiar dacă nu ne-ar păsa de oamenii aceia, chiar dacă pe autorităților nu le-ar păsa de medici, de asistente, de infirmiere și de familiile lor, pur și simplu e o resursă de care avem maximă nevoie în lunile astea și pe care trebuie să o protejăm în primul rând. Apoi, disponibilitatea sau achizițiile care trebuiau făcute de multă vreme încoace ar trebui făcute acum și ar trebui să fie făcute de asemenea transparent. Comunicarea ar trebui să fie cât se poate de clară, fermă, dar lucrurile ar trebui să fie transparente pentru că avem nevoie să avem încredere în autorități și autoritățile în România nu beneficiază de această încredere per se. Ar trebui să ne câștige încrederea asta. De asta ieri am făcut o petiție pentru transparentizarea achizițiilor publice. Achizițiile se pot face foarte ușor. Poate fiecare pentru că e stare de urgență și permite legislația. Sunt sute de instituții în România, spitale, efectiv sute de instituții care pot să facă achiziții fără să mai facă licitație, pur și simplu prin achiziție directă. O să fie loc de furăciuni, o să fie loc ca unii să încerce să facă profit de pe urma perioadei astea. Trebuie să oprim lucrul ăsta și autoritățile centrale, acolo unde cred că sunt oameni, câțiva oameni care putem să avem încredere, ar trebui să publice pe site-ul Ministerului Sănătății sau pe site-ul ANAP fiecare licitație, fiecare achiziție să fie publicată cel târziu o dată pe săptămână. Cel târziu o dată pe săptămână toate lucrurile astea ar trebui să fie făcute publice, așa încât oamenii să vadă ce se întâmplă și să poată să aibă încredere. E esențial să putem să avem încredere unii în alții zilele astea. Mulțumesc, Vlad Voiculescu. O ultimă întrebare. Ce ai făcut tu ca om, da? Ca și noi ceilalți? Ce decizie ai luat pentru tine în perioada asta? Pentru mine, dacă vă uitați pe profilul meu de Facebook, am pus și acolo. Tot ce fac pentru mine, fac și pentru tine, dacă vrei. Și asta e valabil pentru fiecare dintre noi. Primul lucru pe care trebuie să-l facem dacă ne pasă de ceilalți și dacă ne pasă de cineva anume, este să avem grijă de noi înșine. Eu m-am autoizolat, sunt în casă de 4 sau 5 zile, nu mai știu dacă e ziua săptămânii sau sâmbătă-duminică. E un sentiment, dacă vreți, și de inutilitate pe care îl trăim cu toții. Mi-ar plăcea să fac mult mai multe. Urmăresc ceea ce se întâmplă în spațiu public. Urmăresc de asemenea dacă măsurile autorităților sunt cele corecte și îmi dau cu părerea. Dar încerc de asemenea să ajut cât mai mulți oameni să respecte regulile și să ajut pentru ceea ce o să vină. Sunt mulți din familiile noastre și din apropiații noștri care o să aibă nevoie de ajutor. Oameni care sunt izolați, care au nevoie de medicamente, care au nevoie de hrană, care au nevoie de toate cele pentru a supraviețui în perioada asta.